Mariciu Vasile Mărgăsc, vă mulțumesc și vă doresc să petreceți câteva momente foarte instructive în ceea ce s-a numit conferința de presă astăzi. Tema este una extrem de interesantă și are impact, are influență asupra mediului școlar. Dați-mi voie să prezint ceea ce formează prezidiul, doamna inspector școlar general Gabriela. Doamna director al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și domnul comisar Cărdună Petru, șef serviciu ordine și ordine publică, ordine publică și nimic altceva, pentru că am vrut să avem o participare unor colegi elevi, avem acolo, mulțumim frumos celor care au venit, colegi care lucrează în educație sau reprezentanții unor instituții care au raporturi foarte bune cu mediul școlar. Am să îmi permit câteva minute să vorbesc în primul rând despre organizația Salvați Copiii, care este una dintre cele mai avansate în vârstă din județul Vaslui și din România pentru actul de naștere l-a primit în martie 1990 și până acum a avut o continuitate remarcabilă în rândul organizațiilor neguvernamentale din România. Deci nu a fost o apariție meteorică așa, am venit, am făcut anumite activități și am dispărut, dimpotrivă ne-am pus amprenta la modul foarte serios pe ceea ce se cheamă viața copiilor în România și am să aduc și câteva argumente în acest sens. La o evaluare aproximativă, dar pe care o să o facem și precisă, peste 2000 de persoane adulte au beneficiat de diferite tipuri de, să spunem, formare profesională. 10.000 de copii au participat la programele noastre și, nu lipsit de importanță, peste 1,5 milioane de euro au intrat în județul Vaslui prin finanțările programelor pe care le-am desfășurat. Au fost ani mai buni, ani mai puțin buni din punct de vedere bugetar. Ca să vă faceți o idee, iată, în 2016 bugetul este de 1,74 miliarde de lei. Bani vechi, ați înțeles, da? Nu știu cât facem. 1.740.000 de lei. Anul precedent, 2015, 1.600 și 2014, 1.300. Acești bani provin din accesarea unor fonduri, cum se întâmplă de obicei, mediul de afaceri, numitul corporate, are relații foarte bune cu organizația noastră și vin cu diverse susțineri pentru teme pe care le consideră atractive. Există, am descoperit cu oarecare surprindere, un interes serios, major, din partea marilor firme, a marilor oameni de afaceri, pentru a susține educația. Și am încercat și o explicație. Foarte mulți oameni de afaceri au răzbătut în viață, au devenit oameni de succes datorită școlii, datorită educației. Și ei nu uită acest lucru, că atunci din profitul pe care îl realizează, îl redirecționează acolo unde știu că se pot crea oameni de succes. Apropo, îmi permit să fac o paranteză aici. Eu mai discut cu elevii mei care sunt mai mari, așa, de 11, de 12, acum nu mai am. Deci am rămas la nivelul clasei noua. Care este vedeta lumii moderne? Și nu spun, vedeta lumii moderne poate să fie un manelist, poate să fie un fotbalist, Neymar. E voi, nu știu dacă folosesc și numele, transferat pentru 300 de milioane de euro. Poate să fie o vedetă de la Hollywood, care descoperă după 30 de ani că în copilărie a avut parte de fenomenul acesta, bullying, care uneori s-a plinit hărțuire sexuală, apropo de aberații care apar prin presă, știți cum. Și atunci eu le spun că vedeta lumii moderne este antreprenorul. Acel individ care este capabil să pună bazele unei afaceri
care să aibă căutare pe piață, adică să producă profit. Și într-o populație oarecare, cam până la 2% e numărul unor asemenea oameni. Deci, ne place, nu ne place, trebuie să privim la adevărată dimensiune rolul unui om de afaceri și nu unul care aleargă exclusiv după profit. Spuneam că este o organizație care are anumite chestiuni de pionierat și am să amintesc aici, pentru că implementând asemenea programe, diferite modele de bună practică, ele au fost preluate de instituțiile statului. Am să amintesc copiii străzi. Am să amintesc dezinstituționalizarea copiilor. Am să amintesc aici programe masive de promovare a drepturilor copilului. De altfel, documentul care stă la baza organizației este Convenția ONU pentru drepturile copilului și țară, județul va fi în mod sigur, aproape în fiecare școală există un colț al drepturilor copilului și organizația noastră, prin oamenii săi de foarte bună calitate, are un merit incontestabil în acest sens. Siguranța pe internet, am avut de asemenea programe cu Organizația Internațională pentru Migrație pentru copiii dispăruți, copiii traficați și, nu în ultimul rând, programe de reducerea abandonului școlar și reintegrarea copiilor. Ultimul program, așa mai frumos, care ne place foarte mult, se referă la, se adresează copiilor 0-5 ani, tinerilor mame și urmărește reducerea mortalității infantile, România fiind una din țările cu cel mai mare procent în acest sens. Cu alte cuvinte, ca să închei acest excurs, vreau să vă spun că, promovând drepturile copilului, am urmărit permanent să, în cele 13 filiale din țară, să reducem sărăcia prin educație și să combatem excluziunea socială care nu are nici un element benefic. Astăzi, o temă interesantă, partea ceea ce numim violență, bullying-ul. Eu sunt convins că oricare din sală, indiferent de vârstă, a avut parte de așa ceva în viața sa de școlar. Eu chiar mi-amintesc că am fost și eu școlar la viața mea, mi se părea un fenomen aproape firesc, să pui piedică colegul, să-l înghiontești, să-l ironizez și, sigur, era mintea copilului, dar studiul arată că sunt niște consecințe extrem de nocive asupra psihicului elevilor. Vreau să știți foarte bine, în armată era prostul plutonului, ca să nu merg mai departe. Deci, omul care era ținta tuturor ironiilor, miștocărele și așa mai departe. În general, băieții nu știu, ăștia mai bine, în armată nu este un mediu chiar academic, chiar destulă vulgaritate și așa mai departe. De aceea spuneam că trebuie să vă mulțumesc încă o dată, pentru că ați dat curs invitației noastre să luați cunoștință cu acest fenomen, cu rezultatele unei cercetări pe care organizația a făcut-o la nivel de țară. Și vreau să vă spun că noi avem o structură operativă la București, se numește Secretariatul General, care face treburi foarte, foarte bune. Și avem mape, avem informații, mai departe vă doresc să aveți succes și sănătate în ceea ce faceți și o să rog pe doamna inspector școlar general câteva cuvinte pe care își dorește să ne le adreseze. Bună ziua și mă bucur că sunt prezentă astăzi la această conferință de presă. Aș fi dorit foarte mult să văd mai întâi materialul, pentru că m-a incitat foarte mult titlul acestei conferințe. Dar nu numai că m-a incitat, m-a provocat să mă gândesc destul de mult la problema pe care dumneavoastră o abordați astăzi. Mie nu-mi place termenul și nu o să-l folosesc. Găsesc violența în școală, este prezentă, e adevărat.
Noi spunem că în ultimii ani am reușit să diminuăm acest fenomen. Este o temă de dezbatere în cadrul ședințelor noastre de lucru, ședințe festive, de analiză, dar și în unitățile școlare în fiecare zi. Eu cred că dirigintele, învățătorul, profesorul de serviciu și directorii au un rol foarte important în a combate acest fenomen. Desigur, așa cum spunea domnul Mariciuc, în copilăria noastră am avut parte de asemenea episoade. Ce s-a întâmplat între generații? O știm cu toții. Dacă acest fenomen, atunci când eram noi copii, avea o anumită limită, să zicem, ușoare violențe, ușoare ironii, cred că evoluția societății, într-un anume sens, a condus la lucruri care pot fi foarte grave și deja am avut asemenea cazuri. Copiii, așa cum e întreaga societate, au luat și ce este mai rău din tot ceea ce văd. Exemple negative și forme de violență vedem peste tot, inclusiv pe media, la televizor. Nu există buletin de știri care să nu cuprindă exemple de violență gravă și mai ales în rândul copiilor. Este foarte trist să știm că elevii între ei se umilesc, sunt violenți unii cu alții, nu mai sunt atât de legați unii cu alții și mă refer la prietenii și acestea sunt lucruri care trebuie să ne preocupe foarte, foarte mult. Eu vreau să mulțumesc organizației Salvați Copiii pentru că aduce în discuție această temă. De altfel, este o organizație care pe noi ne ajută foarte mult și de foarte mulți ani în județul nostru. Se felicit pe această cale și sunt convinsă că și pe viitor putem să contăm pe sprijinul dumnealor. Eu aș vrea să provoc organizația astăzi și nu numai pe această organizație, să facem proiecte despre jocurile frumoase ale copiilor, să aducem în școală și în viața copiilor tot ce știm noi că am făcut frumos în copilărie. Pentru că din discuțiile pe care le avem cu copiii mai mici sau mai mari, pentru mine toți sunt copii și de clasa pregătitoare și de clasa 8-a și de clasa 12-a. Și să le povestim cum erau jocurile noastre din copilărie. Să știți că ei apreciază foarte mult și ne spun că și părinților le povestesc și că ar trebui să petrecem mai mult timp cu copiii, începând din familie. Noi, profesorii, să ne facem timp, cadrele didactice, să petrecem mai mult timp cu copiii în pauze, nu să desfințăm recreațiile cum sunt așa apocaliptic aici, la modul extrem. Știu, am citit în materiale și de fapt am anticipat că este un semnal de alarmă. Nu desfințăm recreații. Din contră, ar trebui să mărim recreațiile și timpul acesta să-l folosim pentru a împărtăși lucruri bune, frumoase, să vorbim despre teme, despre ce am făcut acasă sau, eu știu, în vacanță. Eu cred că este nevoie de mai multă comunicare și de mai multă afecțiune. Este aici prezentă și doamna Laic și poate să intervină. Da, copiii au nevoie de mai multă afecțiune. Știți, eu mi-am pus la un moment dat problema ca diriginte, văzând câtă nevoie de afecțiune au copiii și cum vin înspre noi cadrele didactice, de unde vine nu această lipsă neapărat de afecțiune, dar nevoia mai mare. Copiii sunt mai sensibili și sunt mai vulnerabili în societatea noastră, așa găsesc eu explicațiile. Și atunci noi nu trebuie să fim indiferenți față de aceste nevoi ale copiilor, să le dăruim această afecțiune, așa cum o poate face un cadru didactic, nu doar prin prestația didactică, pentru că nu poți să fii un cadru didactic complet dacă nu faci și educație la clasă. Nu poți să intri într-o sală de clasă doar să-ți predai lecția și să pleci. Orice oră, eu cred că are acolo un minut sau cinci alocat, un cadru didactic care alocat pentru a avea discuții cu copiii. Nu neapărat în cadrul lecției. Și cred că sunt benefice aceste mini-lecții de dirigenție
pe care le oferim în timpul orelor, în timpul pauzelor și în timpul liber. Sunt pentru a înmulți aceste proiecte educative, dar să fie eficiente și la obiect și să tratăm cu seriozitate tot ce ne propunem în aceste proiecte și nu doar să fie scrise pe hârtie și avizate și aprobate de inspectorat ca să căpătăm niște diplome. Dacă vom avea mai multe organizații non-guvernamentale partenere în aceste proiecte, detalia celor de la Salvați Copiii, cu siguranță vom avea probleme mai puține și succes mai mare. Vă mulțumesc încă o dată și rămâneți alături de noi în continuare. Mulțumim, domnul inspector general. De prezentarea materialului, cred că nu aplaudați că stai. Imediat se va petrece și acest lucru. Am vrut să creăm așa o atmosferă propice, pentru că la Negrești este un nucleu foarte reducat la organizației. Domnul director susține organizația în continuare. Eu am acumulat la un moment dat funcția. Avem și elevi care au fost și premiați la nivel național cu lui și avem și profesoare, foste elevi ale liceului, care sunt foarte răbuitoare în acest sens. Doamna director, care poate să vină cu mai multă părere asupra sufletului copilului. Bună ziua, vă spun și eu. Vă mulțumesc pentru invitație și chiar consider această temă nu doar una de noutate, ci și una de interes foarte mare, pentru că acest termen al bullying-ului este nou și tot vechi, da? Ca și acțiuni, ca și interpretări la nivelul comunității educaționale. Așa cum spunea și doamna general, termenul parcă nu sună chiar tocmai bine, nu sună românește, asta e altceva, dar parcă nu sună tocmai bine atâta timp cât în limba română violența o avem prezentă, din păcate, în foarte multe forme, reunind toate acestea într-o umbrelă a bullying-ului, prezentată astăzi în acest studiu sociologic care urmează să fie și prezentat. Preocuparea Centrului Județean de Resurse referitor la prevenirea actelor de violență este de lungă durată și de bătaie lungă, pentru că nu reușim doar noi, da, să facem acest lucru, ci doar într-o echipă formată din acele cadre didactice implicate, nu doar consilierii școlari și consilierii educativi din școli, ci toți factorii educaționali și toate acele persoane care intră în contact cu copiii. De la femeia de serviciu, paznicul instituției, până la directorul unității, până la inspectorul general, care face fond comun pentru a preveni aceste acte de violență. Din păcate, de multe ori lipsește familia din această echipă. Familie care lipsește și la propriu și la figurat, fie este plecată în străinătate, fie nu are preocupări foarte serioase pentru educația corectă a copilului, fie nu pune accent pe educație, dar de cele mai multe ori familia lipsește. Și din cum am observat, familia acelui copil care provoacă actele de violență din școală lipsește. E, acel parteneriat care nu este complet și care nu își dă mână de la mână să își dă mână cu mână să unească, să facă cercul acesta a prevenirii violenței, nu prea funcționează. Dacă lucrurile se opresc într-un loc și de acolo nu mai continuă, simțim că nu putem controla foarte bine această situație. Violența a fost și va exista. Nu suntem nici cei care am descoperit că, vai, uite, s-au întâmplat nu știu ce situații într-o anumită școală, dar ceea ce putem face, cu siguranță, putem să o prevenim. Putem preveni prin acele acte pozitive, prin lucru bine făcut, prin momentele acelea frumoase de voluntariat, implicând tocmai acei copii pe care i-am observat la nivelul unităților școlare că ar fi predispuși la a oferi, să spunem cu ghilimele de rigoare, acel bullying. Da? După cum ați văzut și o să vedeți pe asta în studiu, m-am citit puțin în recenzia studiului, cei care oferă bullying sunt de toate categoriile. Da? Sunt copii de toate categoriile. Și familii, și copii care provin din familii cu educație aleasă, dar și copii care poate chiar nu au părinți.
și poate părintele a fost fratele mai mare. Acesta este poate lucrul cel mai important, de a implica acești copii în activități frumoase, în activități pozitive, în activități care să ușor, ușor să elimine acele acte de violență, acele atitudini provocatoare, care, iată, pot să creeze un tablou mai puțin plăcut și mai puțin frumos atât copilului cât și școlii. Ce mă îngrijorează poate cel mai mult, și doamna generală a subliniat, este acea parte a violenței cibernetice. Ceea ce este expus aproape necontrolat, aș putea spune, în mass media, în tot ce înseamnă, în tot ceea ce ne înconjoară forma aceasta electronică și accesul nelimitat pe anumite site-uri, pe anumite pagini, unele care apar fără să fie chiar accesate, apar pur și simplu deschizându-ți un e-mail sau altceva de interes firesc. Acest lucru poate mă sfire cel mai tare. Acest acces nelimitat. Și știu că tot Salvați Copiii are acel proiect Ora de Net, un proiect la care chiar am participat și m-a interesat și de acolo mi-au venit multe idei, să spun, de dezvoltarea activităților noastre de consiliere cu consilierii noștri școlari în școli. Și din câte am observat și Salvați Copiii subliniază acest lucru, în rândul copiilor de nivel gimnazial, acolo există parcă cea mai mare focusare, să spunem, a actelor de violență de toate categoriile. De toate categoriile, da? Dacă cel mic spune că este ușor necenzurat, cel mare începe să fie poate un pic mai serios, da? Gândindu-se poate la cariera lui, însă pe nivel gimnazial, această vârstă între 14-17 ani, am considerat-o noi cea mai vulnerabilă și am sesizat că aici există palierul cel mai vulnerabil pe actele de violență. Sigur, sunt foarte multe de discutat, sunt foarte multe de subliniat. Această problematică a violenței, am spus, este în vizorul nostru al tuturor factorilor de educație, pornind de la acele proceduri de asigurare a climatului sociopsihopedagogic al copilului în mediul școlar, până la a asigura, da, starea aceea de bine, să spunem, da, că în final aici ne raportăm la a asigura o stare de bine copilului care pășește și dincolo de poarta școlii. Acolo unde ajunge în stradă, acolo unde ajunge în gașca lui, da? Acolo unde ajunge poate în familie, unde chiar s-ar putea să întâlnească întăriri de comportamente pe această temă. Să ne gândim la educația pe care o poate primi în familie un copil la cărui părinte poate a fost implicat în acte de violență extrem de mari, poate chiar a săvârșit infracțiuni, poate chiar a fost în spațiu penitenciar. Deci de acolo pot veni anumite comportamente care copilului s-ar putea să-i placă, iar dacă nu sunt corectate la timp, nu sunt dirijate, nu sunt ținute sub control, pot scăpa. Da? Pot scăpa și lucrurile pot devia într-o direcție destul de dureroasă. Eu felicit organizația Salvați Copiii pentru toată implicarea, nu numai pe acest segment, după cum ne-au și obișnuit, da? Are foarte multe segmente de intervenție, nu doar educaționale, ci și pe domeniul sanitar și medical, evident. Știu că ne este alături nouă învățământului. Dorim ca această colaborare fructuoasă să continue și să încercăm să prevenim acele acte de violență împreună, atât măcar cât putem noi, ca factor educațional, să o realizăm. Bineînțeles, implicând și familiile. Succes! Mulțumim, doamne directoare, într-adevăr, nu m-am păcălit când am spus că va vorbi cu multă pătrundere, specialitatea a trădat-o și a făcut așa o trecere foarte amănunțită a fenomenului ăsta. Vreau să vă spun că organizația în ultimii 3 ani a contribuit la dotarea maternității Spitalului Județean de Urgență cu echipamente de aproape 53.000 de euro, pe baza solicitărilor pe care le-au făcut, iar joi avem la vânat o conferință de presă, am schimbat maternitatea din Vaslui cu cea din Bârlad, care este în suferință mult mai mare,
pe alte asemenea proiecte. Și reprezentantul unei instituții partenere statornice, domnul comisar Verdună, care... Domnul Macovei, am înțeles că este temporar plecat? Da. Mulțumim frumos. Mulțumesc. M-ați invitat, doamna inspector general, domnul director, domnul Măriciucă, știu direct. Vă mulțumesc pentru invitație. Ieri am primit după amiază, din păcate, nu prea am avut timp să aflu exact cuvântul ăsta urât care spune doamna inspector general. Dar din păcate am o fetiță care am, nu vreau să vă spun că e olimpică, dar îți mai zic la național de mea. Și l-am întrebat-o pe unul de Patricia, spune și mie ce înseamnă cuvântul ăsta. Am sunat-o. Și a zis, Patrici, cuvântul ăsta nu are loc la noi în unitatea Colegiul Național. Am uitat pe internet, am văzut. Din punctul nostru de vedere, ca și practică, asta se practică, dar asta nu poate fi la noi, la nivelul instituției poliției, nu este cuantificat. Multe am vorbit cu colegii ce am avut la Poliția Municipiului Vaspe, nu prea să reclamă. Mă refer genul de amenințări, umilii. Din punctul meu de vedere, ca și anchetator, că am lucrat atât timp și cercetări penale, ar fi o contravenție. Genul nu prea să reclamă, este o problemă care trebuie. Dar de la aceste genuri de fapte, să ajungem mai departe, cum a spus și doamna, la violență, la loviri, agresiuni. La nivelul inspectoratului județean din Poliției Vaspui, prioritate este prevenirea delincvenței juvenile. Colaborăm foarte bine cu doamna inspector general și cu toate instituțiile. Eu, din punctul meu de vedere ca vaspuian, mi-aș dori să mi se ridice la nivel național eticheta de județ violent. Știți că am fost la București, la cursuri, violul și bătăi și nu mai zic cuvântul rând, că după aia știți, cu beția. Asta depinde numai de noi, de toți factorii decidenți, ca să înlăturăm. Pentru că așa, că am fost și eu elev și cuvântul ăsta, domnul director, eu nu l-am avut umilit, n-am fost umilit în școală. Am avut niște profesori foarte buni și toate aspectele astea ce se discutau la dirigenție. Nu aveam psihologi atunci, în anii din timpul Ceaușescu, nu se discuta despre psihologi. Dar se punea mare accent pe dirigenție și la liceu. Mi-aduc aminte cu plăcere la liceu industrial numărul 1, făceam niște ori de dirigenție foarte frumoase. Eram la concurență cu LMK-ul în anii 80 și ceva. Și erau foarte implicați profesorii de aici și ne explicau exact ceea ce trebuie să facem și ceea ce nu trebuie să facem. Dar era o plăcere cu toate că toți elevii care sunt aici și mă bucur să văd, nu era plictisitor pentru noi. Era un paradox că chiar mi plăceau acele ore de dirigenție. Acum, eu, din punctul meu de vedere de polițist, cred că ar trebui stabilit de la început acele conflicte. Sunt în clasă, sunt anumiți elevi care să știu că sunt probleme. Și trebuie discutat de la început. Ori cu dirigintele, ori psiholog, ori, o cale de mii de găsă. Vă dau o întâmplare care am referitor la... Lucram ca anchetator la Negre și am avut o infracțiune la Rafaela. Domnul știe că, sau cine suntem de acolo, zona Rafaela. Când auzai de Rafaela, era violență. Problema că acel copil era foarte bun. Poți vă dau și nume și prenume. 12 ani de atunci. Nu. Și în urma discuției care am avut-o el, și am stat vreo oră și ceva la în cămin acolo la Rafaela, el nu avea cine să discute cu el. Dar surpriză totală, pot să spun, după acea discuție care am avut-o cu el și m-am interesat, până ce a terminat, a fost cel mai bun băiat. Nu se mai plătea, nu. Pentru acele două ori mă bucur și eu că mi-am stat cu el. Și chiar acum și relaționăm cu el. Și am explicat tot ce înseamnă violență, tot ce înseamnă. Era foarte bun. Era foarte, foarte bun. După acea discuție, l-am urmărit și nu am mai făcut nicio problemă. Problema mea este, din punct de vedere polițienesc, așa o văd eu, dialogul și educație. Dar trebuie să ne facem timp. Pentru că toată lumea poate să-mi spune, timpul trece foarte repede. Avem senzația asta că trece și nu avem timp nici pentru noi, nici pentru copii și nici pentru noi. Și trebuie să ne facem timp pentru a preveni acest fenomen la care suntem astăzi și discutăm. Ca și nivel de infracționalitate, nu știu, acum sau după aia, la nivelul județului Vaspui a scăzut infracționalitatea foarte mult. Ceea ce este lucrător în rural a scăzut foarte mult. În urban este la un nivel foarte ridicat. Problema este că
trebuie să ne implicăm cu toți. Asta este opinia mea personală, așa cum zice inspectorul. Și cred că o să ajungem la un... Pentru că copiii sunt urmași și noi trebuie să avem ceva care să ne... În rest, vă mulțumesc. Nu știu dacă vreți să vă prezint acolo statisticile de infracționalități. Pe domnul Govirde și porturile, porturile știți că nu sunt periculoase, pentru că lasă telefonul și mai vine unul și știți că le-a. Este un îngrijorător că avem și o agresiune sexuală, da? Asta nu la nivel de la spui și o bătă mare din curs. În rest, vă mulțumesc. Vă aștept pe domnul profesor și parteneriatul. Da. Și o să ne implicăm și, v-am spus, am și eu copii și m-aș bucura să îi se ridice această etichetă de județ Doleni. Poate să mă confirme, să mă infirme, dar eu așa suntem văzut la nivel de țară. Dar eu, din punctul meu de vedere, v-am spus, sunt băiat crescut la țară, eu zic, avem un județ foarte frumos, oameni gospodari, harnici, sunt câțiva care sunt. Da, vă mulțumesc frumos pentru și mă bucur că sunt. De eu am știut în presa de azi că Vasuia a primit o recunoaștere, nu? La gala... Da, este într-adevăr o etichetă pe care trebuie, nu merită. Nu sunt alții mai preași ca noi sau noi. Eu am preluat ideea domnului comisar aceea de a încerca și o încadrare juridică, să spun, pentru că nu este, este pe vârstă de așa ești. Vreau să precizez că organizația are inițiative legislative foarte bune. Legea copilului, legea educației naționale, stim raportor, salvați copiii la ONU, la Uniunea Europeană pe drepturile copilului. Mulțumim și aș ruga colegii într-o anume ori neprestabilit să topreste prima materie. Iar pe mine, să mă scuzați, că la, fără un sfert trebuie să mă întâlnesc la prefectură, am luat legătura cu DICOD-ul, vă spun despre ce este vorba. Și semnalat un caz de sechestrare de persoane. Pe adresa organizației a venit un asemenea mail și am aflat că DICOD-ul se ocupă cu așa ceva. Mă scuzați, asta se numește o serie de libertate. Sechestrare se spune în popor. Da, de infracțiune. Nu, eu aș vrea să nu folosesc nici sechestrare, nici lipsire de libertate, așa? Da? Când îți ia buletinul, când îți dă bani din drum, cum se cheamă? Foarte. Mulțumesc și încă o dată, vă rog să mă iertați pentru impolitețea nevoită pe care o aștept. Mulțumim. Să continui eu. Înainte de toate am să mă prezint. Mă numesc Ciurnicu Costel Petălin. Sunt de la Negreș, profesor de economie, educație antreprenorială. Sunt în organizația Salvați Copiii de peste 10 ani. M-am implicat în toți acești ani în două mari proiecte importante, drepturile copilului și pentru alegeri sănătoase. Iar astăzi sunt aici în fața noastră să vă prezint mesajul organizației Salvați Copiii. Acum câteva zile am primit un telefon că la nivel național va fi o campanie, cea pe care noi o propunem astăzi, și ne-am dorit din tot sufletul să cântăm și noi, să fim alături de celelalte județe. Un an în urmă, Salvați Copiii a lansat primul studiu național privind fenomenul de violență. Statisticile erau mai mult decât îngrijorătoare. Unul din patru copii era omorât în mod repetat la școală, în fața colegilor. Unul din șase copii era bătut în mod repetat. Unul din cinci copii omorât în mod repetat de alți copii la școală. 73% dintre copii afirmau că au fost martori în unei situații de bullying. Sintagma în mod repetat, țin să o accentuez, devine că ea este esența bullying-ului. Pentru că această suferință în rândul copiilor, organizația Salvați Copiii lansează cel de-al doilea semnal, cel pe care noi astăzi îl propunem, opriți bullying-ul, desfințați recreațiile. Am să montez și un spot. Nu știu dacă o să se audă. Desfințați recreațiile. Începei e simplu. Recreația e o întâlnire greșită. Să vă explic. Faci 8 ani de școală, 4 ani de liceu și să zicem 5 ani de facultate. În total 17 ani. Timp de 17 ani te obligi ca la fiecare 50 de minute
să ai 10 minute de pauză, după care te angajezi. Ce crezi? Șeful o să dea pauză? Că poate are un doctor și ești în mijloc cu operații. Dacă ar fi să vorbim despre recreații, aș... În ce scuze? Organizația Salvați Copiii nu își propune să desfințeze acea recreație frumoasă, acea recreație în care copiii se bucură, interacționează, socializează. Salvați Copiii desfințează recreația urii, a conflictelor, recreația care... recreațiile care produc traume greu de vindecat. Sunt 10 minute în fiecare, 10 minute de pauză, de 5 ori într-o zi, sunt 50 de minute de injurii, de expresii precum grasule, retardo, tocilar, obosit, aragaz cu 4 ochi. În continuare vreau să încerc, scuze, că am și emoții, este primul meu la activitate de asemenea dimensiune. Vreau să prezint raportul pe care îl oferă Salvați Copiii, un raport destul de mare, stufos, 74 de pagini. Am să încerc cumva să trec prin el foarte ușor și am să încep cu câteva obiective pe care le-am fixat. Destul de față a pornit de la nevoia de informații de tip calitativ și cantitativ cu privire la fenomenul bullying-ului, în vederea unei mai bune înțelegeri a motivațiilor care stau la baza acestor comportamente și a dimensiunilor acestui fenomen în contextul social din România. Astfel, principalele obiective ale cercetării au fost descrierea modului în care copiii percep bullying-ul, a atitudinilor și a comportamentelor lor în diferite contexte sociale, școală, grup de prieteni, mediul online. Măsurarea incidenței cazurilor de bullying la nivelul școlii, grupului de prieteni și mediul online. Măsurarea incidenței diferitelor tipuri de comportamente asociate bullying-ului, precum excluderea din grup, umilirea, distrugerea lucrurilor al cuiva, violența fizică. Determinarea profilului social al actorilor implicați în comportamente de acest tip. Metodologia cercetării a fost axată pe două abordări, o abordare de tip calitativ, care a urmărit în principal relevarea percepțiilor, atitudinilor și comportamentelor copiilor cu privire la fenomenul bullying-ului și o abordare de tip cantitativ, care a permis măsurarea opiniilor copiilor și a părinților cu privire la fenomenul social. Cercetarea calitativă a cuprins un grup un focus grup alcătuit din trei instituții, trei școli pe învățământul primar, trei pe învățământul gimnazial și trei liceal. Cercetarea a fost făcută în mai multe județe, Brașov, Dolj, Iași, Maramureș, Suceava, Timiș și București. Iar cercetarea cantitativă, rândul părinților și copiilor, a fost... A cuprins mai multe anchete, ancheta în rândul părinților, a avut drept grup țintă gospodăriile cu cel puțin un copil cu vârstă între 10-18 ani în îngrijire. Ancheta în rândul copiilor a avut aceeași distribuție regională ca cea în rândul părinților, iar volumul său a fost de 1120 de persoane. Eșampionul a fost folosit și este reprezentativ pentru populația școlară din ciclul gimnazial și liceal sub 18 ani, cu o eroare de plus minus 3% la un nivel de încredere de 95%.
Precizările conceptuale, aici am să trec cumva și am să rog pe colega mea, Mioara Veru, să prezinte tipurile de bullying și definiția bullying-ului, apoi principalele concluzii ale focus grupurilor au fost o serie de întrebări, cum te simți la școală, ce îți place, ce este ceva ce nu îți place. O gamă variată de răspunsuri au venit, au fost oferite la această întrebare, au fost aspecte pozitive, da, îmi place la școală, dar și aspecte negative, este plictisitor, nu-mi place, avem profesori răi, avem colegi răi. Există agresiune în școală? În primul rând, trebuie să menționez faptul că nu există niciun cuvânt românesc pentru bullying, așa cum spunea și doamna inspector. Cuvinte cum ar fi umilire, hărțuire, sunt utilizate uneori, dar acesta nu poate să acopere întregul sens al fenomenului. În plus, există o conștientizare scăzută a problemei, chiar și în rândul profesioniștilor din protecția socială sau din domeniul educațional. Țin să precizez că pe proiectul Alegeri Sănătoase am avut un modul, educație emoțională, și vreau să vă spun că o parte din elevi nu au auzit de acest cuvânt, nu știu ce înseamnă bullying. Conștientizarea bullying-ului de către copii, ce crezi că se întâmplă cu copiii care sunt agresați, întrebați despre impactul bullying-ului asupra victimelor, copiii păreau conștienți de consecințe, reduce sentimente de autovaloare, izolează persoana, ar putea duce la depresie și chiar suicid. Ce crezi că un copil, o fetiță de 15 ani, a făcut la un moment dat o mențiune, orice detaliu, orice de mic, poate fi transformat într-un motiv de bullying. Cum se simt martorii bullying-ului? Ce pot face ei, conform opiniilor exprimate în focus grupului? Cea mai frecventă reacție a copiilor, martorii bullying-ului, este faptul că aceștia sunt doar spectatori și de multe ori contribuie, chiar se distrează. Poate fi învățat ceva din bullying. Și la această întrebare, un băiat de 15 ani spune în felul următor, rănile fizice se vindecă, dar cuvintele lasă urme grele, chiar după trecerea anilor. Un alt aspect, ce ar trebui făcut pentru reducerea fenomenului? Copiii mai mici au tendința de a da mai multă importanță sancțiunilor școlare, cum ar fi scăderea notei la purtare, suspendarea sau mutarea la o altă clasă. Ei au considerat că aceste sancțiuni ar trebui să fie aplicate în cazul bullying-ului. Elevii mai mari tind să creadă că acest tip de sancțiuni școlare nu pot rezolva prea multe și păreau mai degrabă pesimiști în legătură cu reducerea bullying-ului. Vă puteți gândi la un exemplu de bullying și bineînțeles că au găsit și au dat foarte multe exemple. O altă analiză a fost făcută pe situația familială, relațiile în cadrul familiei și lucrurile stau în felul următor, analizând structura gospodăriei la nivelul eșantionului de copii, observăm că numărul mediu de copii pe familie este de 1,68, similar cu cel de la nivelul populației, valoare modală. 11% dintre copii sunt în îngrijirea unui părinte ca urmare a divorțului, despărțirea acestora. 8,6% sunt în îngrijirea mamei, iar 2,4% în îngrijirea tatălui. 5,4% locuiesc cu mama, tatăl fiind plecat la muncă în străinătate. 2,8% locuiesc cu altcineva, bunici, rude, alte persoane adulte. Ambii părinți fiind plecați la muncă în străinătate. Iar 2,5% locuiesc cu tatăl, mama fiind plecată la muncă în străinătate. 2,4% sunt în îngrijirea unui părinte ca urmare a decesului celuilalt. 3,2% afirmă că locuiesc cu altcineva, persoane în rădute sau nu. Merită remarcat în acest caz dimensiunea migrației în străinătate, care afectează aproximativ 11% dintre gospodăriile cu copii în vârstă între 10 și 18 ani. Aici sunt analizele, dacă ar fi să compara situația financiară a familiei tale cu cea a unor dintre prietenii tăi sau colegii tăi, crezi că familia ta este mai săracă decât a majorității celor
de vârsta ta, 5,3%, cam la fel ca celor de vârsta ta, 85,1%, mai bogată decât a majorității celor de vârsta ta, 9%. Opiniile părinților, cum este nivelul dumneavoastră de trai actual comparativ cu anul trecut, avem și aici câteva date, cum apreciați veniturile actuale ale familiei în raport cu necesitățile, cât de des se întâmplă să nu le puteți cumpăra copiilor noastre bunurile necesare, cât de des se întâmplă să nu puteți cumpăra alte lucruri, jucării, cărți. Și aș vrea să îndrept atenția mai mult asupra climatului familial. 87% dintre părinți afirmă că s-a întâmplat să se certe cu soțul, soția, majoritatea acestora apreciind că acest lucru se întâmplă rar sau foarte rar, 62%. La această întrebare, cât de des se întâmplă să vă certați cu soțul, soția, în prezența copiilor, foarte des, 1,8%, des, 6,4%, nu prea des, dacă ar fi să adunăm aceste date, e o cifră destul de îngrijorătoare. De obicei, când vă certați cu soțul, soția, o faceți în prezența copiilor, uitați-vă, da, 16% și nu știu, nu răspund, 4,2%, aproape 20% dintre copiii asistă la acest fenomen. Relația copiilor cu părinții. Care este relația ta cu părinții? Foarte proastă, proastă 0,5, nici bună, nici era 7,5, bună 25%, foarte bună este 66%. Cât de supravegheat te simți de familia ta? 65% au spus că familia știe tot, tot timpul petrecut, câteodată, deci 26% câteodată familia mă lasă nesupravegheat, 5,5% deseori familia mă lasă nesupravegheat și 3% nimeni nu mă întreabă niciodată. Opiniile generale privind educația copiilor, dacă un părinte vrea să-și disciplineze copilul, trebuie să-l pedepsească de fiecare dată, când greșește, uitați-vă, 20% aproape spun că copiii trebuie să fie sancționați. În opinia noastră, ce sancțiuni trebuie să aplicați copiilor pentru comportamente neadecvate? Orice sancțiune, cu cât mai astfel, cu atât mai bine, important este să nu se repete greșeala, 19,8%. O sancțiune pe care nu au mai aplicat-o și care să îi surprindă pe copii prin noutatea ei, 19,8%. Să suporte consecințele ce decurg natural din fapta sa, 58,1%. Să îi se retragă sprijinul pentru anumite activități pe care le preferă, 51,4%. Să îi se anuleze anumite privilegii de care se bucură, 62%. Situația școlară a copiilor, o altă analiză, opiniile copiilor privind cum se simt la școală, cu cine te joci, cu cine stai în recreație, doar cu un singur coleg cu 7%, cu nimeni, stau singur 2,4%. Dacă ar fi să adunăm cele două, peste 9% dintre copii se simt singuri, nu vor să socializeze. Cum au fost rezultatele tale la învățământ în anul trecut școlar? Se întâmplă să lipsești nemotivat, să culegi de la școală? Da, 43,2%, nu răspund, 4,5%. Cum țin părinții tăi legătura cu școala? Vin la ședințele cu părinții? 75% deseori. Se interesează de note? 74%. Vorbesc cu părinții profesorii? 40%. Vorbesc cu câteodată, niciodată, vorbim de 23%, 56%. Cum apreciați rezultatele școlare ale copilului dumneavoastră? Părinții sunt mulțumiți? Foarte bune și bune, mediocre 7,8, slab 1,4, foarte slab 0,1. În ultimul an de școală, de câte ori ați fost la școală să vă interesați de copii? De copii. O dată pe lună, 37%, o dată pe trimestru, 9,6, numai când suntem chemați, 8,8, numai la ședințe, 37,3%, deloc 2,3.
grupul de prieteni. Câți prieteni ai? Puțin, 18,6%, deloc 0,7%, mulți 80,7%. În ce măsură părinții tăi îi cunosc pe prietenii tăi? Deloc 0,8%, nu îi cunosc pe majoritatea lor, 3%, cunosc doar o parte din ei, 26,3%, îi cunosc pe majoritatea lor, 31,9%, îi cunosc pe toți, 31%. Am să încerc să merg puțin mai repede. Abuzul și comportamentele de pedepsire a copilului. În ultimul an, părinții sau persoane care au grijă de tine au făcut în mod frecvent următoarele lucruri. Te-au bătut cu un obiect, cu rea, nu ia. Când ai făcut ceva ce i-a supărat, 5,4% dintre copiii au fost bătuți. Te-au urecheat sau lovit cu palma când ai făcut ceva ce i-a supărat, 21%. Te-au făcut de rușine în fața altor copii, adulți, 6,7%. Te-au izolat ca urmare a unei greșeli, spre exemplu, te-a închis în altă cameră sau altceva, 4,2%. Te-au înjurat sau folosit cuvinte dure la adresa ta, 8,7%. Au folosit amenințări pentru a te convinge să-i asculți, 17,3%. Din păcate, părinții nu au tot timpul un rol. În ultimul an, dumneavoastră sau soțul, partenerul dumneavoastră, ați făcut în mod frecvent următoarele lucruri. Ați folosit amenințări pentru a vă convinge copilul să vă asculte, 36%. Ați folosit cuvinte dure la adresa copilului, 18,4%, da. Ați înjurat copilul, v-ați adresat într-un limbaj indecent, 5,3%. Ați izolat copilul ca urmare a unei greșeli, 10%. Ați urecheat sau lovit cu palma copilul când a făcut ceva rău, 18,4%. Notorietatea bullying-ului, din păcate, ați auzit până acum cuvântul bullying? Nu, 52%. Am să depășesc toate această cercetare, care este destul de amplă, și m-aș duce undeva spre final. Organizația Salvați Copiii oferă și soluții care vin din partea copiilor, la nivel național, la nivel central, includerea unor în documentele naționale strategice, anumite reglementări, apoi creșterea nivelului de conștientizare în rândul populației a consecințelor negative pe care comportamentele de bullying le-au asupra dezvoltării psihosociale a copilului, indiferent de funcționarea acesteia în raport cu fenomenul analizat, victima, agresor, martor, prin campanii de interes public desfășurate cu susținerea și implicarea instituțiilor centrale, dezvoltarea de materiale educaționale destinate direct părinților, precum și profesioniștilor din domeniul educației, sănătății și protecției sociale, dezvoltarea și pilotarea de programe de construire a abilităților sociale și emoționale disponibile în grădinițe, școli și licee și adaptate diferitelor etape de vârstă ale copilului, preșcolaritate, școlaritate, adolescență, ca mecanism fundamental al prevenției a comportamentelor de bullying în rândul copiilor, valorificarea bunelor practici dezvoltate de ONG-uri, integrarea perspectivei multidisciplinare, educație, sănătate, protecția copilului, în elaborarea de programe de prevenție, intervenție în situația în care apar comportamente de tip bullying. Încurajarea programelor de formare continuă pentru cadrele didactice și consilierii școlari în vederea recunoașterii timpului și gestionării adecvate a cazurilor de bullying în context educațional. Încurajarea consilierilor școlari pentru a obține competențe de screening în sănătate mentală și de intervenție în cazul copiilor implicați în situații de bullying, indiferent de statusul acestora, victime sau agresori. La nivelul fiecărei școli sunt câteva măsuri, includerea în regulamentul școlar a aspectelor fundamentale pentru identificarea, recunoașterea și intervenția precoce în situații în care sunt semnalate comportamente de bullying și afișarea publică a acestora. Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la riscurile bullying-ului pentru
protecția și sănătatea copiilor, în rândul tuturor actorilor implicați în actul educațional, cadre didactice, persoane, personal administrativ, părinți și elevi, elaborarea unor proceduri clare pentru gestionarea corectă a situațiilor de bullying. 4. Dezvoltarea și implementarea de activități cu personal calificat, implicarea elevilor în elaborarea de strategii, soluții pentru eliminarea comportamentelor de bullying în acord cu nevoile specifice locale ale fiecărui județ. Cam acestea sunt câteva aspecte din cercetarea realizată de Organizația Sărbați Copiii, cercetarea realizată de echipă de profesioniști alcătuită din, și vreau să precizez, Diana Stămculeanu, psihoterapeut, și Mihaela Manole, asistent social, împreună cu Ciprian Grădinaru, sociolog, în cadrul Organizației Sărbați Copiii. Aceasta este analiza, mă opresc aici, am avut mari emoții, este prima mea activitate amplă. Aș ruga pe colega mea, Miara Vieru, să explice puțin din ce înseamnă bullying și tipurile de bullying. Doar sumar, așa, va continua a ceea ce a spus colegul meu în cazul acestei campanii. Uite, la opris curitul sau opris recreație. Practic, această campanie, da, urmărește să crească nivelul de conștientizare cu privire la frecvența și riscurile generate de comportamentele de bullying în mediul școlar. Ca și o definiție a bullying-ului, care este în general caracterizat de comportament agresiv, intenționat de a provoca disconfort, durere, de a provoca practic un dezechilibru de forță și de putere și tărie între agresor și victimă și de a se și faptul că se manifestă repetitiv, regulat. Un aspect care factorii asfăvați copiii ar vrea să însemnat de la rând și se regăsește acest aspect și în raport, spre faptul că toți cei implicați în acest comportament de bullying toți au de suferit. Începând cu cel care suferă, care reprezintă consecința directă a agresivității, apoi continuând cu cel care este de fapt autorul comportamentului violent, care de fapt acest comportament l-a învățat în anumite contexte de viață și poate la rând sau a fost chiar și el martor sau autor. Și până la cel neputincios care asistă la aceste comportamente și învață, practic, că școala sau cartierul, da, sunt, practic, câmpuri de luptă unde doar, în opinia lor, cei puternici pot supraveghea. Mai multe dimensiunile fenomenului de bullying, da, începând cu cel fizic, practic, include, dar nu se limitează la comportamente repetate de tip lovire, fustierii, împrăcere, presiți și mai departe, apoi cel fizic, da, porecrire, insultare, tachinare, umilire, intimidare, chiar transmiterea de mesaje cu conținut homofob sau rasist. O altă dimensiune a bullying-ului, bullying-ul social, adesea practic ascuns și are menirea de a-l umili, da, pe celălalt în anumite spații publice, să spunem, chiar cu obiectivul de a crea situații, de a pune situații stingeritoare și de a-l încuraja să fie izolat. Și cea de ultima dimensiune a acestui fenomen, cyberbullying, da, ascuns sau evident, identificat mai mult în spațiul social media, mergând până la excluderea deliberată a unui copil în spațiul online, spargerea mail-ului acestea sau unor parole, ale unor conturi personale și chiar la Facebook. Astfel că fie că vorbim, da, despre copilul victimă, copilul autor sau copilul martor sau cel care agresează, practic acest fenomen are consecințe negative asupra copiilor, corelat practic cu anumite tulburări de sănătate mentală, profunde substanțe sau suicide. Câteva efecte ale bullying-ului asupra copiilor, copiii care sunt victime ale acestui comportament, pot uneori dezvolta depresie sau tulburări de anxietate, pot avea dificultăți de somn, de alimentație,
poate uneori să-și piardă interesul pentru anumite activități pe care, știu, poate odinioară le făcea cu mare plăcere, cum ar fi joacă, citit interacțiuni cu cei din jur, pot avea frecvent dificultăți de sănătate, știu, dureri de cap, stări febrile sau dureri de stomac, pot registra o scădere, da, o lipsă la cursurile școlare sau chiar a rezultatelor școlare. Pot consuma alcool și alte substanțe cu risc pentru sănătatea lor fizică emoțională, pot manifesta comportamente de vandalism, furt, violență fizică sau chiar mergând până la abandon școlar. Se pot implica prematur în anumite relații sexuale cu risc sau pot deveni ulterior adulți cu risc de comportament ilegal, violență și chiar pot avea abilități minime de menținerea unui loc de muncă. Bineînțeles că noi, albați copii, și chiar în liceu noi am desfășurat activități de acestea de prevenire, a tema prevenirii suicidului, unde la aceste activități au participat numai elevi de gimnaziu și elevi din cadrul liceului nostru. Pentru a preveni acest fenomen, am avut invitați, bineînțeles, domnului director, reprezentanții ai poliției din Necrești. S-au lucrat în cadrul unor workshop-uri, cum spuneam, pe aceste consecințe ale acestui fenomen, precum și de găsirea unor modalități alternative de manifestare a acestui comportament prin altceva, prin jocuri, prin sesiuni de informare, de voluntariat și așa mai departe. Și cum liceul nostru și implicit organizația are un parteneriat solid cu Centrul Județean de Resurse și cu Inspectoratul Școlar Județean, voluntarele de la organizația Salvați Copiii, practic, au fost provocate, am desfășurat aceste sesiuni, activități și la județ am participat în cadrul unui concurs, acest concurs a fost derulat în cadrul unui proiect mare numit Stop Bullying-ului, spune noi intimidării, iar cele trei protagoniste ale unui filmuleț, cu care de fapt a luat locul întâi la nivel județean și locul întâi la nivel național în cadrul Centrului Județean de Resurse Cluj, unde au, spunem, o experiență de viață, ceea ce se întâmplă practic pe holuri, chiar și în afara școlii, cu aspecte pozitive și negative. Da, le rog frumos să prezinte acest filmuleț care a avut un impact și să vă povestească oarecum din experiența lor de frumoasă, de voluntari în cadrul organizației noastre. Thank you.
la Salvați Copiii. Sunt voluntar de 3 ani și pot spune că în această perioadă am luat parte la multe proiecte, am participat la concursuri și am interacționat cu diferite persoane. Unul dintre concursurile la care am participat am scris acest filmuleț, prin care am vrut să tragem un semnal de alarmă asupra noului fenomen, nou ca denumire, dar este destul de vechi, și anume bullying. Personal m-am observat prin școală și la noi în clasă diferite acțiuni prin care unii au fost jigniți și nu neapărat mă refer la violență fizică, dar și verbală. Și printr-o ironie sau printr-o glumă, unele persoane se pot simți foarte afectate. În filmuleț am evidențiat modurile de bullying, dar și cum am putea să le diminuăm. Astfel, în continuare, o să las pe colegii mele să vorbească despre alte activități la care am luat parte. Bună ziua, mă numesc Popa Maria, de asemenea voluntară în cadrul Organizației Salvați Copiii. Ca voluntară am luat parte la diferite proiecte. Unul dintre acestea se numește Zâmbește România, în care am rugat colegii de la noi din școală să aducă peluțe și paste de dinți, pe care noi ulterior le-am colectat și de care au beneficiat 130 de copii de la Centrul de Educație Inclusivă și 50 de copii de la Școala Ceatele. După această activitate am tras niște concluzii eu ca voluntar, m-am simțit mult mai mulțumită de ceea ce am. Pentru că copiii aceia au fost foarte încântați de un lucru minor. O pastă de dinți care nu au dat de unul dintre ele pe ea și o căruță de un leu. Ei au fost o bucurie pentru ei și au fost mai ales bucuroși de prezența noastră acolo, de interacțiunea noastră cu ei. În continuare, colega mea va prezenta alte proiecte la care am luat parte. Mă numesc Ian Persona, iar prezentarea mea a fost și o activitate, s-a mai bine spus, un proiect pentru este mult mai amplu, alegeri sănătoase. Am desfășurat împreună cu colegii mele activități pe tema bullying-ul, dar și pe modul educație sexuală, ceea ce noi pentru noi a fost o provocare, ținând cont că proiectul s-a desfășurat în clasa 11, când eram noi, și am fost nevoiți să abordăm o temă la nivelul clasei a 12-a, să avem grijă ce informații transmitim și metoda prin care o transmitim. La pol opus, proiectul viza atât liceul cât și școala generală primară și grădinița, iar la nivel de grădiniță ar trebui să intrăm în lumea lor, să ne punem creativitatea la încercare, să ne gândim la anumite cânteceri, jocuri, povești, inventăm chiar și un personaj imaginar ca să reușim să introducem în lumea lor. Și am reușit, cei drept, să reușim să publicăm anumite informații pe care am dorit să le transmitem și am dus activitatea la bun sfârșit, atât la nivel liceu cu seriozitate, cât și la grădiniță cu ajutorul imaginației. Ca și cei 3 ani de activitate de voluntariat, pot spun că au fost foarte frumoși, mi-au fost ani de liceu foarte frumoși și nu-mi pare rău deloc pentru activități pe care le-am susținut. Sunt câteva din activități pe care le-am susținut, pe care le-am prezentat noi, mai au mai fost și altele. Noi vă mulțumim, suntem foarte bucurați că clipul nostru reușește să ajungă undeva și fost auzit și în ziua noastră e acolo. A avut un impact pozitiv. Acest clip a fost apreciat de doamna Alexandrescu, președintele organizației Salvați Copiii, în aproximativ 2-3 zile s-au adunat peste 30.000 de vizualizări. Probabil că dacă am fi avut, filmul ar fi fost făcut cu o aparatură mai modernă, probabil că ar fi devenit la nivel național spotul, dar filmul a fost făcut cu un simplu telefon mobil și cu un montaj pe calculator. Mă numesc Vasiliu Lenuța, sunt membru activ al organizației Salvați Copiii și doresc să prezint câteva idei despre legislație în domeniu. De fapt, nu avem o legislație specifică pentru acest termen englezesc dat cu practică românească. După cum știți cu toți, întreg sistemul educațional este reglementat de legea educației și, evident, patronat de Ministerul Educației, care se ocupă de absolut tot ce înseamnă act educațional, de la norme, programe, finanțări, implicarea părinților și, evident, de siguranța fizică și emoțională a copiilor. Ne dorim o îmbogățire a legislației în domeniu,
bogățirea legislației în domeniu și anume atât în regulamentul cadru de organizare a unităților din învățământul preuniversitar, a documentului privind statutul elevilor, cu acest termen și, evident, cu metode alternative de eliminare. Putem apela la actorii cheie în acest domeniu care ne pot ajuta să intrăm în sistemul educațional și aici mă refer la coordonatorii de programe și proiecte educative din școală, la consiliile profesorale, comisiile de eliminare și prevenire a violenței, comitetul de părinți, asociațiile de părinți și, în ultimul rând, consiliile elevilor, pentru a îmbunătăți acest management și a, la nivel local, regional și, de ce nu, național. Avem destule sancțiuni privind eliminarea violenței în școli, dar am dori în același timp și derularea unor programe coordonate la nivel național prin care să dezvoltăm abilități sociale, emoționale de toleranță asupra diversității mediului școlar pentru a asigura un mediu școlar adecvat dezvoltării copiilor noștri. Mulțumesc! Eu vă rog să mai rezistați 5 minute să prezint ultimul proiect al organizației Salvați Copiii. Are și un titlu așa generic sens, de fapt se referă la siguranță prin educație pentru nutriție și sănătate. Da, este, aceasta este imaginea care practic a promovat proiectul nostru. Ce facem noi? Aducem, practic, educație pentru sănătate în două din comunele județului Vaslui, Dragomireștiu și Oșeștiu, și dezvoltăm aici programe de suport pentru mame și pentru copii. Scopul proiectului este îmbunătățirea stării de sănătate și a statusului nutrițional al gravidelor, al mamelor și copiilor sub 5 ani din cele două comune. Ca și obiective, urmărim două mari aspecte. În primul rând, sănătatea, îmbunătățirea cunoștințelor despre supravegherea sarcinii, despre importanța controlului medical periodic al nou-născutului și copilului mic, despre naștere și despre adaptare în rândul gravidelor și mamelor. Și cea de-a doua componentă aici la sănătate, prevenirea sarcinilor nedorite la adolescente, prin informare și îmbunătățirea cunoștințelor despre sănătatea reproducerii. Vreau să vă spun că din cele 49 de mame femei însărcinate din proiectul nostru, 19 sunt mame minore. Avem mame la care la 16 ani sunt deja la al doilea copil. În ceea ce privește cel de-al doilea obiectiv, nutriția, ameliorarea statutului nutrițional al gravidelor, al mamelor care alăptează și al copiilor sub 5 ani, din comunele Dragomirești și Oșești și aici, ca o mică paranteză, dacă pentru cele mai multe dintre femeile însărcinate, această perioadă a maternității este una în care ele sunt poziționate așa în centrul universului și sunt ocrotite și sunt răsfățate și toată lumea are grijă de ele, să știți că în cele două comunități, mamele au cu tot o altă viață, deși pare ciudat în secolul în care trăim, pentru că ele muncesc până în ultima zi în care trebuie să meargă la maternitate, ajung de regulă la maternitate doar în momentul în care a venit sorocul și trebuie să nască, nu-și fac nici măcar acele analize obligatorii, sunt foarte prost hrănite, nu-și permit acele vitamine măcar în primele luni de viață, care știm cu toții că sunt foarte importante atât pentru mamă cât și pentru copii. De aceea și scopul organizației a fost de a asigura practic acel suport nutrițional pentru primele perioade ale sarcinii. Ca și activități, identificarea mamelor, femeilor gravide și a copiilor sub 5 ani din familii dezavantajate din cele două comune. În prezent avem înscrise în proiect 200 de mame, 49 de femei gravide, din care 19 sunt minore, și 250 de copii cu vârste sub 5 ani. Campanie de informare și educație pentru conștientizarea necesității vizitelor medicale periodice în timpul sarcinii și pentru mamele care au copii mici, pentru acele controle și pentru acele campanii de vaccinare, suportul nutrițional pentru mamele care alăptează, pentru gravide și pentru copii. În prezent au primit acest suport nutrițional 230 de copii cu vârste sub 5 ani și 49 de femei gravide. Facilitarea accesului la serviciile medicale pentru femei și copii, pentru că în aceste comunități accesul este foarte greu la unele servicii
medicale, pentru cele care au necesitat acele investigații mai pretențioase și mai costisitoare, organizația a suportat tot ce înseamnă costuri. Formarea voluntarilor care vor coordona sesiunile de educație sexuală și educație pentru sănătatea reproducerii este o activitate care vine în sprijinul practic astfel încât vine în sprijinul educației ca mamele să nu mai ajungă mame la o vârstă atât de fragilă, da? Și în ultimul rând, acele campanii de informare în școli și pentru părinți. În școlile Dragomirești Vlade avem acolo vizat acel grup școlar sau liceu și în comunitatea din Oșești. Vreau să vă arăt în încheiere câteva fotografii care arată practic cât de crudă este realitatea în comunitățile despre care eu vă vorbeam. Este aici o mamă minoră, da? Este însărcinată în 4 luni. Iarăși o mamă minoră. Aici suntem în comunitatea Pădureni, da? Din păcate, vedeți cum cei mici devin părinți pentru cei mai mici, cum fiecare își asumă responsabilități în familie. Aici avem o imagine dintr-o sesiune cu mamele, pe tema nutriției. El este Maria, are 4 ani și 2 luni și vreau să vă spun că este un copil care muncește asemenea unui adult. A măturat o stână întreagă, deci ținea cu atâta forță măturoiul, încât ai fi zis că nu poate să facă un copil. Iarăși o imagine acestei familii și ultimele fotografii sunt din acea campanie despre care vă spuneau voluntarele noastre, Zâmbește România. Este un proiect tradiție în județul nostru. Anul acesta 7.000 de euro s-au dus pe acele tratamente stomatologice și consultații gratuite, în care, practic, copiii au beneficiat și de acele informații despre igiena orală. Da? Și aici sunt copiii de la Centrul Școlar de Educație Inclusivă Negrești. Și frumoasele noastre voluntare. Iar în încheiere, ca un, eu știu, ca un semnal de alarmă că până la urmă educația, dacă vrei să o realizezi mult drag și în orice condiție, unul dintre copiii din acest proiect a fost întrebat la un moment dat, când doșoara doctor voluntar, stomatolog, ținea în mână peliuța și pasta de dinți, i-a întrebat pe copii care din cele două obiecte este doar al lor. Copiii n-au înțeles. Am intervenit, am rugat-o să fie mai specifică și ulterior am spus, doamna vă treabă pe care îl puteți folosi doar voi. Unul dintre copii s-a ridicat și a spus, noi suntem 11 frați plus 2 părinți, noi nu avem linguri și furculițe să stăm toți la masă în același timp și de unde să avem peliuță și pastă de dinți. Dar mama ne-a învățat să ne spălăm cu sare. Deci aveau acasă o mamă care știa că chiar dacă nu își permite aceste lucruri despre care noi oricum le găsim banale, copiii aveau totuși acea educație și știau că spălatul cu sare le păstrează natura frumoasă. Eu vă mulțumesc frumos! Și noi vă mulțumim frumos! Activitatea de astăzi ar putea fi prelungită, dar ne oprim aici. Aș fi avut și eu ceva de adăugat pe alegeri sănătoase. Coordonez acest program, sunt 4 module, educație pentru sănătate, nutriție, consum de droguri și pe bullying, o altă activitate. Dar ar trebui să o prelungim și deja au trecut aproape o oră jumătate. Mulțumim frumos, vă invităm la cafea și ne cerem scuze pentru tot acest. Vreau să vă felicit pentru tot ce am văzut și am auzit astăzi și aș vrea în încheiere să atrag atenția să aveți mare grijă pentru că derulați proiecte educative și este foarte important să stabilim și să știm limita aceea exagerării în domeniul violenței școlare. Și acestui fenomen, așa numit bullying. Eu cred că până la o anumită limită, lucrurile sunt permise. Nici să exagerăm că avem fenomen foarte profund în unitățile noastre, dar să știm atunci când trebuie intervenit. Mulțumesc!